Bună ziua tuturor! Astăzi eu o să vă prezint rețeta mea pentru un sos cu gust de cașcaval, dar este de post și este vegan. Este o rețetă foarte simplă și ușor de pregătit. Aici am cartofi fierți, puteți să luați cartofi care aveți resturi, care v-a rămas de ziua de ieri. Aici am lapte din semințe de cânepă, pentru că este foarte nutritiv. Aici am fulgi de drojdie inactivă, foarte bogați în vitamina B12, puțină sare, cu ceapă mijlocie și sucul de la aproape jumătate de lămâie. Acum pun pe rând ingredientele în blender, am pus cartofii, pun ceapa, laptele nu o să-l pun tot, o să pun jumătate pentru ca să se mixeze mai ușor. Dacă îl pun tot, se stropește numai pe pereți și nu se primește. Acum o să adaug și drojdia inactivă. Pun și din sucul din lămâie. Eu nu am avut lămâie și am luat un lime, dar e tot aceeași. Luați lămâie sau lime. Puțină sare. Și mixez bine, bine, până se face o pastă omogenă. Am pus și a doua parte de lapte. Și iarăși mixez, să se facă o pastă așa cremoasă. Am gustat și pare că mai trebuie niște suc de lămâie, o leacă acreală și sare. Și iar mixez ca să primesc cât mai cremos. Uitați-vă, așa arată la mine. Sosul meu cu gust de cașcaval, într-adevăr, e foarte gustos. Îl folosesc la multe. O să vi se pare că are ceva bucățele prin el, adică parcă nu e blendat bine. După ce a mai stat puțin, peste vreo oră, două, pentru că asta este fulgii de drojdie. Nu sunt înmuiați încă bine și par bucățele. Nu ne place foarte mult să-l mâncăm cu legume la aburi, pentru că legumele la aburi sunt foarte sănătoase, dar gustul, da, pentru mine mai lasă de dorit. De aceea aici am broccoli și conopide, pentru că sunt legume crucifere și sunt foarte sănătoase. Știe toată lumea că sunt anticancerigene și mă stăru să le fac la aburi sau crude. În cazul dat, le-am lăsat crude și le savurăm cu sosul nostru cu gust de cașcaval. Acum vă las linkul cum fac eu laptele din semințe de cânepă. Este foarte sățios și foarte nutritiv.